Atunci când studiem într-o altă țară sau ne mutăm într-un oraș nou, suntem adesea expuși la o cultură diferită de a noastră și trebuie să trecem prin patru etape de tranziție. Luna de miere, frustrarea, ajustarea și adaptarea. În timpul etapei a doua, unii experimentează un adevărat șoc cultural, ale cărui forme severe pot duce la reacții care necesită îngrijiri medicale. Dar înainte de a ajunge la acest aspect, să vedem ce se întâmplă de obicei. În etapa 1, luna de miere, totul este frumos. Oamenii sunt prietenoși, cultura este bogată, iar modul de viață local este fascinant. Suntem optimiști și încântați de toate diferențele. În etapa 2 simțim frustrare. Ne lovim de realitate. Am înțeles că există o mulțime de bariere în calea conectării cu oamenii și avem dificultăți în privința normelor sociale. Începem să respingem tradițiile locale și să simțim dorul de casă. Etapa de adaptare este caracterizată de o familiarizare mai mare cu noul nostru mod de viață. Începem să înțelegem noile obiceiuri, să dobândim competențe lingvistice și să ne facem prieteni locali. Începem să ne simțim mai în largul nostru. Ultima etapă este adaptarea. În timpul acesteia dobândim un sentiment de apartenență și suntem capabili să participăm pe deplin la noua cultură, chiar dacă ne păstrăm identitatea nativă. Cunoscută drept etapa de stăpânire, acum începem să ne simțim ca acasă. Totuși, nu toată lumea ajunge în acest stadiu. Unii oameni sunt entuziasmați de cultura străină timp de luni de zile, iar alții încep să fie frustrați în prima zi. Și mai sunt cei care experimentează un șoc cultural atât de puternic, încât pleacă înainte de a se adapta. Sindromul Paris este cea mai extremă formă de șoc cultural. De obicei lovește pe unii turiști japonezi, care vin în capitala Franței plin de entuziasm și așteptări romantice, dar se confruntă apoi cu mizerie și aroganță. Cei aproximativ 20 de călători, despre care se spune că sunt afectați în fiecare an, prezintă o gamă largă de simptome psihiatrice și psihosomatice, inclusiv anxietate, halucinații și vărsături. Astfel, ei pleacă profund tulburați înainte de a se adapta. Cei care s-au adaptat la o nouă societate se pot confrunta cu o surpriză când se întorc acasă. După o altă lună de miere, ei intră adesea într-un șoc cultural invers. Își dau seama cât de mult s-au înstrăinat de vechiul lor mod de viață. Dar situația se poate înrăutăți. Cei care sunt împinși într-o nouă cultură, fără să li se ceară, adesea sar peste luna de miere cu totul și intră direct în stadiul de frustrare. Dacă acest lucru se întâmplă fără sprijinul potrivit, ei nu se acomodează niciodată cu adevărat. Nu se pot adapta și rămân frustrați pe termen nedefinit. Studiile arată că micuții care sunt trimiși în primele zile la grădiniță, fără să fie însoțiți, experimentează atât de multă anxietate, încât nu pot lega o relație cu educatorii lor. Ca urmare, aceștia continuă să se simtă înspăimântați și lipsesc mai mult de la școală din cauza unor probleme de sănătate în toți anii preșcolari. Acesta este motivul pentru care școlile bune cer adesea ca părinții să rămână în clasă până când copiii se acomodează pe deplin. Cercetările inițiale privind șocul cultural au fost efectuate de Sverre Lisgaard în anii 1950, după ce sociologul a discutat cu mai mulți norvegieni care au petrecut ceva timp în Statele Unite, mai ales din motive academice. Analizând interviurile sale, el a văzut un model clar. Curba șocului cultural, cu fericirea pe o axă și lunile petrecute într-o țară străină pe alta, arată că, în medie, perioada lunii de miere durează 2 luni. Apoi urmează aproximativ 6 luni de frustrare, înainte de a se produce adaptarea. Adaptarea începe după aproape 1 an. Dar voi, ați călătorit vreodată în străinătate? Sau v-ați mutat în altă țară unde ați experimentat cele 4 etape? Împărtășiți-ne gândurile despre teorie și experiențele voastre personale în comentariile de mai jos. Dacă îți place acest videoclip și vrei să facem mai multe, abonează-te la canalul nostru și susține-ne pe Patreon.